Noi din prima zi a războiului am luat decizia să meșterim jucării, ca tot ce va fi meșterit în atelierul nostru să fie distribuită copiilor. Jucăriile astea noi le facem de 10 ani. Cel puțin jucăria asta, chiar de 10 ani o promovez, 10 ani fac povești și fac diferite forme, dar nu știam că din această jucărie poate fi creată o inimă. Am primit-o de la primul nostru grup de refugiați care a stat în casa noastră. Inițial doar aduceam jucării din România și din alte țări, după care am fost ajutat să ne facem propriul atelier. Și am avut de-a lungul anilor câteva runde de finanțare. Noi am câștigat inclusiv concursul național pentru planuri de afaceri, am luat bani de la UNDP, prin Uniunea Europeană, de la BERD. În momentul în care apare vreun concurs, aplicăm cu un nou concept, cu o nouă idee. Inclusiv cu asta am aplicat, însă n-am luat finanțare. Ne lipsește aparatul de înghețată, pentru că ați văzut că cea mai mare rând era la înghețată. Și de asta vrem să avem aparatul nostru, ca să avem și înghețată artizanală. Nu tot timpul partea financiară e cea mai importantă. Noi am avut parte de traininguri care ne-au învățat cum să construim afaceri. Sunt prin toate programele Uniunii Europene, partea asta era inclusă. Я с Украины. Из какого города? Город Подольск. И тебе нравится тут? Да, тут хорошо, а там идет война. И мы сюда приехали. Здесь понравилось, что уже тут не идет война. И я сегодня гуляла у лягушки, гуляла, кушала мороженые блинчики. Noi avem voluntari din Japonia, din Irlanda, din Germania, din Statele Unite și mergem și gătim împreună. Fiecare voluntar are povestea lui, evident. Primul voluntar a venit din Germania cu două zile înainte de război. El este lemnar de meserie și a decis să ne ajute și pe noi să optimizăm puțin procesul, să mai cumva împărtășească din secretele meseriei de lemnar. Aceste jucării ajută pe copii să-și exprime emoțiile. Ei au trăit emoții traumatice și noi vrem să-i ajutăm ca ei să-și externalizeze toate trăirile. Primul eveniment l-am făcut la Floreni, am fost la Râșcova, am fost la Hârtop, iar mâine vom merge la Ștefan Vodă, la voluntari. Vrem să facem cât mai multe, sper să avem voluntari, sper să avem fonduri pentru ingrediente, pentru motorină și energie pentru a ajunge și în cele mai depărtate locuri ale Moldovei.